sunt Beatriz Maria și astăzi o să facem un alt fel de vlog. Până acum am făcut daily vlog, cooking vlog și travel vlog și azi o să vă arăt pasiunea mea în principal. Unii dintre voi cred că știu, unii dintre voi cred că nu știu. O să vă arăt pasiunea mea și anume dansul. Am fost la mai multe concursuri, la Craiova, la Viena, la București, la Timișoara, la Baia Mare și urmează multe altele. M-am înscris la dansuri cam de un an de zile și de ea am început să se vadă rezultatele. Și apropo, vreau să salut pe această cale pe Sori, pe Bubu, pe Raul, pe Natalia, pe Marlinda și pe Sara, pe toată lumea. Cea mai tare experiență a fost la Viena. O să vă arăt aici un video. Aceștia sunt zecile de metri de diplome și de medalii de copii luptători ambițioși, copiii care n-au apucat să-și facă jocul de dimineață pe telefon pentru că au avut antrenament. Sunt copiii care poate nu și-au luat masa la timp pentru că au trebuit să facă antrenament. Copiii care poate au luat un 4 la matematică că nu au înțeles problema că au trebuit să facă un antrenament în plus. Aș fi vrut să-i fi iertat. Pentru că merit. Hai, Pinky! Ăștia erau primele mele cupe și aceștia le-am câștigat la București, care am fost acum. A fost super tare concursul. Am participat la mai multe cluburi de dans. O să vă prezint cam ce s-a întâmplat ieri la București și o să încerc să fac mai multe vloguri de la fiecare concurs. Va urma Rimini, Paris, Constanța, Craiova și în Istanbul.
acum mă pregătesc ca să vin pe șir. Mama Mia, locul întâi, Wednesday, locul întâi, Mamo, locul 2, Tiptoe, 1, Number 5, locul 1. Și ăștia sunt medaliile, vă pup, pa, pa! Cam acesta a fost vlogul de azi, ne vedem data viitoare, pa!